Salutare tuturor, bine v-am regăsit la portal Semen Live, emisiunea dedicată alegerilor parlamentare de luna viitoare. Invitatul meu de astăzi este deputatul UDMR, Maghiar Lorand. Bună seara, Lorand, bine ai revenit la noi în studio. Bună seara tuturor telespectatorilor și tuturor prietenilor care urmăresc emisiunea de astăzi. Vă reamintesc, dacă n-ați făcut-o până acum, să dați like și follow paginii portal SM. Sunteți astfel în comunitatea noastră de peste 115.000 de persoane care sunt la curent cu cele mai importante știri din satul mare. Um, Propun să trecem direct în, în subiect. Subiectul zilei e carantina, COVID și carantina. Ne place, nu ne place, ține de noi, nu ține de noi, e cel mai dezbătut subiect. Întrebarea mea este cum vă afectează carantina campania și dacă vedeți voi s -ar, ar fi fost nevoie de carantinarea municipiului satomare sau nu? Sau e o măsură prea dură? Nu sunt specialist în domeniul sănătății ca să zic din punct de vedere profesional o părere corectă. Eu nu prea sunt de acord cu această carantinare din mai multe puncte de vedere. Eu văd și aici o dublă măsură și observăm deja în multe domenii aceste măsuri. În situații în care nu închidem orașe mari, nu închidem Clujul unde rata de îmbunăvire este mai mare sau nu închidem Sibiul nu prea înțeleg de ce închidem municipiul, satul mare. Bun, hai că au adică pot să fiu de acord că în satul mare densitatea populației este destul de mare față de localitățile din mediul rural. Și avem încă trei localități închise în județ, Păuleștiul, Vetișul și Sanisloul. Deschide, închiderea satelor, după părerea mea, este total ineficientă. Oamenii în Stanislau, de exemplu, trăiesc 4.000 de oameni pe o suprafață unde într-un oraș trăiesc 40.000 de oameni. Nu văd logica. Această închidere, de fapt, are scopul de a limita mișcarea oamenilor. Ca oamenii să nu iasă la stradă numai când, într-adevăr, este nevoie și când ies, ies cu declarații pe propria răspundere și cu acte de la angajator. Eu am urmărit în ultimele două zile ce se întâmplă, dar într-adevăr sunt mai puțin pe stradă. Este corect. Eu vreau să văd și rezultatele acestor măsuri și vreau să văd rezultate concrete. Nu prea am eu încredere în rezultatele ce vin. Ori testările o să fie mai puține, ori o să fie declarate mai puține cazuri, nu știu Dar fă, sunt foarte sceptic în această privință Eu cred că locuitorii județului Satu Mare uh, s-au comportat foarte corect în această pandemie Eu n-aș fi în această măsură Cum vă afectează campania? Adică clar că pe, la nivelul municipiului nu mai aveți voie să mergeți să vă întâlniți cu oamenii vă rămân puține variante. Credeți că va avea de veți avea de suferit? Cred că noi am fost singura formațiune politică care am dus și în această perioadă, înaintea închiderii orașului, o campanie ușă de la ușă. Deci am mers la oameni, am prezentat programul nostru, ideile noastre. Eu nu cred în campania online. Eu cred într-o campanie unde putem să ne întâlnim cu oamenii. La nivel de municipiu, pe noi ne deranjează foarte, foarte mult, și ne deranjează toată situația. Eu nu am fost de acord cu această campanie nici de la început. Nu cred că, în aceste condiții, trebuie să facem o campanie electorală și să organizăm alegeri. Acesta este părerea mea personală. Nici nu sunt de acord cu această campanie, dar din păcate și dacă vrem și dacă nu vrem în 6 decembrie o să fie alegeri și ar trebui să fim prezenți cât de mulți la urne. În perioada 2016-2020, în primul meu mandat, de foarte multe ori am fost atacați că nu a fost un parlament reprezentativ, că prezența la urne în 2016 a fost foarte redusă. Acum o să fie și mai uh, redusă. Uh, dar, în aceste condiții, totuși, trebuie să facem campanie. Uh, suntem limitați uh, foarte mult pe mediul online, unde oricine poate să prezintă orice. Uh, nu avem uh, programe electorale. Eu nu am observat la niciun partid un uh, program foarte clar. Vorbim numai despre pandemie și unii candidați. Uh, se comportă destul de urât în această campanie. Sunt foarte multe atacuri la persoane cu care noi nu am fost de acord niciodată și nici nu am practicat asemenea chestii. Dar indiferent de prezență, cei care vor câștiga vor guverna. Absolut, absolut Că dacă se prezintă 30% sau 90% din populație Dacă populația. o să fie o prezență de 20% din ei a fi vor fi formată parlamentul României și ei o să guverneze această țară într-o perioadă foarte, foarte dificilă că consider că din anul viitor de anul viitor, din 2021 o să avem o situație foarte dificilă Eu cred că după ce terminăm cu pandemia, după aceea o să avem o criză economică destul de gravă. Deja se resimte pe domeniile Horeca, cel puțin. Adică, dacă n-ar fi sprijinul de la guvern, care, mă rog, este cum este, nici nu știu ce ar face. Nici sprijinul nu este de ajuns, după părerea mea. Ar trebui încă luate măsuri pentru sprijinirea sistemului. Horeca ei sunt într-o dificultate mare și nu numai ei. Sunt foarte multe servicii conexe care sunt legate de Horeca, care suferă foarte, foarte mult în această situație. Dar alegerile puteau fi amânate sau trebuiau amânate în condițiile date? După părerea mea, și este o părere personală, nu este o părere oficială de mereului, putea fi amânată alegerile Măcar cu trei luni de zile, cum au fost amânate și alegerile locale. Mm. Și era, era o soluție mai bună, din punctul meu de vedere. Bineînțeles că anumite formațiuni politice și partidul de guvernare avea numai de pierdut cu amânarea alegerilor. Totuși, dacă organizăm alegeri, eu sper că după 6 decembrie putem să avem un guvern stabil și. Cei care o să formeze guvernul să aibă o stabilitate și o forță și în Parlament. Deci, după cum se prefigurează lucrurile, oricine va câștiga alegerile nu se va câștiga cu mai mult de 30% dintre opțiunile de vot și ei o să guverneze cu sprijinul celorlalte partide. O să fie o majoritate foarte, foarte slabă în, par în Parlament, și în această perioadă care ne urmează, nu cred că o să fie o soluție bună. Eu sper să avem un guvern stabil și o majoritate stabilă în Parlament. Acesta ar trebui să fie în următoarea perioadă. Fără o stabilitate majoră, cu o criză economică, putem să ajungem într-o situație foarte dificilă. Dar UDMR-ul unde îl vezi? Crezi că ar fi bine să intre la guvernare într-o perioadă grea sau mai degrabă să sprijine oarecum guvernarea, dar să fie și în opoziție când e cazul? Acum, dacă vorbim despre politică și dacă vorbim despre partide politice, <cute> eu cred că fiecare partid are scopul să intre la guvernare. UDMR-ul a fost la guvernare. În perioade foarte dificile, dacă mai duceți aminte, la ultima criză economică am fost acolo și am pierdut foarte, foarte mult prin aceea guvernare Dar cred că și în perioada respectivă UTMR-ul a reușit să aducă lucruri, să prezintă lucruri bune Întotdeauna am trimis, am trimis în Parlament profesioniști adevărați Bineînțeles că scopul nostru este după 6 decembrie să ajungem la guvernare și nu ne ascundem de acest lucru și asumăm răspunderea pentru o eventuală guvernare cu toate treburile negative Și cu bune și cu rele Și cu bune și cu rele, dar cel mai simplu ar fi să stai în opoziție și, să, și să ai uh, subiecte de comentat non-stop Dar nu cred că... Uh, în stilul acesta putem să îmbunătățim situația la nivel de țară și, bineînțeles, și primarii noștri, atât domnul Chereșchini cât și domnul Potocchi, are nevoie de sprijinul guvernului pentru dezvoltarea municipiului și a județului. Cum vedeți voi școala online? Eu am prezentat și am zis deja de foarte multe ori părerea despre școala online. Nu sunt de acord deloc cu școala online. Măcar clasele primare, măcar clasele 1-8 ar trebui să desfășoare în condiții uh, normale. Nu putem să învățăm, uh, noi părinții și eu am doi băieți uh, să învățăm de lucruri elementare, de scris, de citit. Deci este o situație dificilă, foarte, foarte grea. Eu consider că măcar clasele 1-4 puteam să rămână deschise și putem să continuăm. Discuția despre localități unde nu avem cazuri de COVID, de deci ce avem școli închise. Și după primul an de COVID, când am început cu învățământul online, nici atunci n-am fost pregătiți, dar nici în șase luni de zile, guvernul nu a reușit să asigure toate condițiile pentru desfășurarea învățământului online. Acum sunt în sunt deschise sesiuni de depunere de proiecte pentru autorități, autorității locale pentru școli sau pentru inspectoratele școlare de dotare cu sisteme IT. Suntem în faza de învățământ online. Acum avem sesiuni deschise. Din proiectele respective o să avem laptopuri, tablete și celelalte minuni prin vară. Pentru ce mai? De ce mai facem această chestiune? De ce depunem în momentul de față proiecte? Când o să folosim? Sau o să continuăm în învățământul online în următorii 2-3 ani? Nu sunt chiar deloc de acord cu acest lucru. Eu cred că dacă ar fi existat voință, s-ar fi putut găsi o soluție. Um, revenim puțin la activitatea de parlamentar. Ai fost membru în Comisia de Agricultură? Da, am fost ai membru în Comisia de Agricultură și vreau să continu activitatea mea, și în viitor, în această comisie. Am văzut că ai avut foarte multe luări de poziții pe teme punctuale, care crezi că ar fi cele mai importante din mandatul care se termină? Câteva exemple, dacă pot să dai. După părerea mea, încă la nivelul agriculturii, cea mai mare problemă este legea fondului fungiar Legea 18 din 91 pe care tot îmbunătățim, tot modificăm, dar nu avem încă o formă bună. Acum toți femeii vorbesc despre programarea 2021-2027 la nivelul Uniunii Europene despre subvenții. România prezintă o poziție foarte greșită din punctul meu de vedere și din punctul de mereului, dar am reușit să maximalizăm subvențiile în agricultură. În România, terenurile agricole sunt lucrate în 90% de fermieri mari, care dețin zeci de mii de hectare și cei mici lucrează suprafața de 10%. Nu avem o dimensiune corectă a fermelor, o dimensiune medie a fermelor. Dimensiunea medie unei ferme din România îi de 2 hectare. În Franța este de 30%. În asemenea, condiții fermierii mici și ferme de familie o să dispară. Prin legea fondului funcțiar ar trebui să ajutăm pe aceste oameni. Ar trebui să interzicem și am militat pentru aceste lucruri, achiziționarea de terenuri agricole de către străini, de către societăți comerciale, și să maximalizăm ce suprafață poate să, depun, poate să dețină un fermier. Sunt lucruri elementare care ar trebui să rezolvăm. N-am reușit în ultimii patru ani, am prezentat întotdeauna poziția mea, dar mai avem de lucrat, trebuie să căutăm parteneri, că singur acest lucru nu pot să fac. Și domnul ministru Oros înainte, ministrul agriculturii, când era un simplu deputat, era de acord cu opțiunea mea, cu opțiunea UDMR-ului, ajungând ministru deja are alte păreri. Nu știu, pe această temă trebuie să lucrăm. Avem probleme foarte mari cu pesta porcină africană care a apărut și care afectează pe foarte mulți crescători de poști din și din județul Satu mare. Ar trebui tratat altfel această situație. Ce am prezentat și în Parlament. Fermele care practică creștere intensivă, care poate să asigură toate condițiile de biosecuritate, în n-ar trebui să intră în nicio restricție. Fermele populației reprezintă pericolul cel mai mare și efectivele de mistreți. Dacă apare un caz la mistreți, hai să lăsăm în pace pe fermierii mici, pe gospodăriile și pe fermele intensive, să ne ocupăm de mistreți. Dacă apare la populație, hai să lăsăm în pace fermele mari. Asemenea, lucrul se practică în alte țări. Nu înțeleg de ce nu vrem să luăm măsurile bune ce se practică în alte țări și să le aplicăm și în România. Ar fi tema fermelor mici și fermelor de familie, ce am prezentat și anterior. Ar trebui să ajutăm pe ei printr-o finanțări, ori de la AFIR, că ei nu au reușit să beneficieze de uh, finanțări, nici de la AFIR în ultima programare, nici din fonduri guvernamentale. Noi, dacă vrem să păstrăm uh, populația în mediul rural și dacă vrem să păstrăm agricultura în mediul rural și dacă vrem să păstrăm fermierii mici și fermierii de familie, trebuie să asigurăm sprijin pentru ei. Dacă nu, și dacă România decide că nu vrea acest lucru, o să avem numai ferme mari. O să avem fermieri cu zeci de mii de hectare unde lucrează 10-20 de oameni, în loc să avem sute de ferme mici lăsate care poate să asigure un trai bun pentru o familie. Și-ar duce mai departe și cultură, mai de zice tradițiile. Cultura. Deci, da. în Franța, în Germania, din 30 de hectare de teren agricol poate să trăiască foarte bine o familie. Cam acesta ar fi concepția mea și concepția UDMR-ului în ceea ce privește agricultura în viitor. Trebuie să găsim parteneri. Trebuie să găsim parteneri care au o viziune, care nu vor să rezolve. Uh, numai anumite treburi pentru anumite cercuri de interese. Ar trebui să vedem în ansamblu toate aceste probleme. Și aveți, măcar sau ai cel puțin, speranța că ar fi șanse de realizare, să spun? Șanse întotdeauna sunt. Dacă reușești să ajungi la guvernare, dacă reușești să, ai, să faci parte dintr-o majoritate în Parlament, că alegătorii acest lucru ar trebui să, înțe să înțeleagă. Legile votăm într-un plen al Parlamentului, dar toate lucrurile sunt decise în comisiile de specialitate. Acolo trebuie să ai parteneri. Dacă ești, faci parte dintr-o majoritate, dacă ești la guvernare, poți să implementezi aceste proiecte. Dacă nu, poți să depui amendamente câte vrei. Prea multe șanse de realizări nu ai. Dar cred că este interesul tuturor deputaților să aibă o viziune. Dacă ajungă în Parlament, măcar din specialitatea de unde provin, să aibă o viziune pe care și un program pe care ar trebui să încearcă să realizeze. Ce planuri ai pentru următorii patru ani? Aveți, am înțeles din conferința voastră de presă că veți susține anumite proiecte punctuale, gen finanțarea centurii mai departe și anumite programe pe care le se derulează, programe guvernamentale. Acum și <coughs> eu urmăresc declarațiile contra candidaților, programele contra candidaților care ori sunt, ori nu sunt, în fine. Un singur lucru este cert. Un parlamentar, fără, un, fără o lege a lobbyului. Că în România nu există lobby în politică. Lobby se cheamă trafic, trafic de, influență. de influență. Din păcate, ce putem noi să facem? Putem să votăm bugetul de stat, unde putem să depunem amendamente, unde trebuie să găsim parteneri ca să asigurăm finanțare pentru continuarea investiției centrului de ocolire, pentru finalizarea podului 3 peste uh, râul Someș și să aducem uh, finanțare prin uh, bugetul uh, de stat pentru o sală polivalentă, pentru investiții majore în municipiul Satul Mare și în județul Satul Mare. Cam acesta este menirea unui uh, parlamentar. Uh, nu pot să influențez, de exemplu, Programul Național de Dezvoltare Locală, ce primărie să primească ce fonduri, ce primărie, nu o să primească fonduri Dacă cineva declară asemenea chestie, greșește foarte, foarte mult Sau nu cunoaște sistemul Unii colegi vor să exploateze apele termale din județul Satu Mare Nu este, din păcate, menirea unei deputat să ajute cu asemenea lucruri Autoritățile locale trebuie să... Începe aceste demersuri, noi putem să ducem un dosar la un minister, dar semnificativ nu putem să influențăm aceste chestii. Putem să luăm decizii majore prin care să ajutăm întreaga populație. Bineînțeles, încercăm să ajutăm preponderent alegătorii noștri, dar ajutând alegătorii din satul mare, eu consider că ajut și alegătorii din Sălaj, din Bihor cei care au cam aceeași interese, atât economice cât și lucruri asemănătoare geografic, agricol, sunt multe chestii. Dar aceste sunt proiectele pe care putem să le ajutăm, proiectele care sunt incluse în bugetul de stat. Da, dar pe lângă partea asta oficială, să-i spunem, știu că se practică, gen Transmitere de informații precum fiți atenți că se va deschide axa respectivă, pregătiți-vă documentele sau nu știu, o, o sesiune de informare, să spunem. Absolut, eu am făcut aceste lucruri și înainte ca să devin deputat, lucrând la afir, întotdeauna era foarte important să ieșim la teren să informăm oamenii despre sesiuni de finanțare și facem acest lucru și fac acest lucru și din funcția de deputat și de față suntem prezenți la sate, facem informare în ceea ce privește finanțările care urmează modificările ce o să fie în noul program strategic național în ceea ce privește agricultura și dezvoltarea rurală, bineînțeles. Putem să aducem informații, suntem obligați să aducem informații și aceste informații să prezentăm alegătorilor. Da. De ce crezi că ar trebui să vă voteze lumea pe voi? Care ar fi acele motive, să spun, care ar face diferența față de alții? Eu cred că, și pot să vorbesc chiar și în nume personal, eu cred că în ultimii ani am demonstrat și am militat pentru principiile mele, pentru ideile mele. Am demonstrat și seriozitate și profesionalism în ceea ce fac. Eu cred că acesta ar fi diferența între mine și ceilalți contracandidați. Acum fiecare dintre noi o să fie prezent aici, o să prezintă ideile. Dar eu sper ca în satul mare să fie o echipă bună și după 6 decembrie să reușim să lucrăm pentru acești județi, indiferent de culoarea noastră politică, că suntem de la UDMR, PNL, PSD, Pro-România, PMP, nu prea este important. Avem anumite interese comune, pentru care ar trebui să milităm. În municipiul satul mare, cum ar fi, să ajungă clădirile deținute de stat înapoi la primărie, cum ar fi fosta clădire a direcției agricole, hotelul, sport, sala de scrimă, să punem la punct, sunt multe chestii comune. Tot aceeași probleme avem și la nivel de județ. Ne întâmpinăm foarte, de foarte mari probleme legate de proprietățile deținute de CFR, de exemplu. Primăria meu vrea să renoveze un drum care aparține de CFR pe care poți să aduci înapoi la primărie numai printr-o lege. el de guvern nu s-a mai scos în ultima perioadă de transfer a proprietăților de la nivel central la nivel local. Deci avem multe, multe interese comune. Indiferent de apartenența politică, ar trebui să lucrăm pentru aceste interese comune. Revenim puțin la subiecte locale. După rezultatul alegerilor locale. Ați avut discuții cu cei din PNL, din câte știu, eu, cele mai multe discuții pentru formarea unei alianțe la nivel local. S-a definitivat sau încă la, te la nivel însuții? local, la municipiu. astăzi au fost validate ultimii doi consilieri locali. Putem să vorbim despre alegerea viceprimarilor numai la următoarea ședință că conform legii nu a fost posibil înainte la Consiliul Județean tot în această săptămână au fost validați ultimii, bineînțeles că portăm discuții și portăm discuții cu toată lumea Negocierile ajung la sfârșit și eu cred că în două săptămâni o să avem și viceprimar și vicepreședinți la nivelul Consiliului... După alegeri județar. sau înainte? Adică Acum ar influența rezultatul alegerilor negocierile pe plan local Acum. Acum, sincer, m aș forma majoritatea numai după alegerile parlamentare. Și dintr-un singur motiv. Hai să ajungem odată și în acest județ la să putere. avem, să avem aceeași culoare și la nivel local și la nivel județean. Că nu prea am reușit în ultima perioadă și este, este un lucru logic să faci așa. Dar bineînțeles că presiunile sunt și unii deja vor să vadă viceprimarii la nivel de municipiu, la nivel de județ. În mediul rural deja viceprimari sunt În, la cele mai multe locuri. O să avem. Se poate că o să ținem aceste chestii numai după alegerile parlamentare. Să vedem că este foarte, foarte logic. Că nu este, nu este sigur că PNL-ul câștigă alegerile parlamentare. Au fost multe, multe greșeli în ceea ce privește soluționarea uh, crizei din pandemie, după părerea mea, cum a fost închiderea piețelor, scandalul cu piețe, cu școlile. Uh, din păcate, nenorocirea în, în, ce s-a întâmplat în piatra neamț, hai să trei teme uh, mari. Ei au câștigat alegerile locale cu 7%, deci nimic nu este încă la, dar foarte probabil ei o să câștigă și o să încercăm să facem o majoritate, atât la nivel local cât și la nivel județean cu partidul care o să guverneze, și la nivel național. Da, înțeles. Dacă vrei să le mai transmiți ceva celor care ne urmăresc, eu vreau să transmit telespectatorilor. Să iasă la vot în 6 decembrie, să fie prezent la urne O să fie asigurate toate condițiile de siguranță, cum au fost asigurate și la alegerile locale Trebuie să fim acolo, trebuie să iasă, că cum am zis și în emisiune Și cu o prezență de la 20% se va forma un guvern, o să fie o majoritate în Parlament ar fi păcat uh, să nu contribuim uh, la aceste alegeri. Mulțumesc mult pentru prezență. Mulțumesc. Mulțumesc. Vă mulțumesc și vă că v-ați rupt din timp. Mulțumesc colegilor de la Photoking Studio pentru transmisiunea live și ne revedem săptămâna viitoare.